Dacă zilele trecute Florin Salamuș anunța fanii că se află la clinică în Viena pentru a-și rezolva problemele de sănătate, acum surse din anturajul manelistului spun că adevărul ar fi altul. Am decis să fac o pauză vocală, doar pauză vocală și să-mi revin cu vocea, să fac un tratament doar pentru voce, nici de cum pentru ce spun alții, că am alte probleme, ferească Dumnezeu, nu doresc nimănui, sunt bine, sunt sănătos. Florin Salam susține că a plecat la Viena ca să urmeze un tratament pentru voce, deoarece evenimentele din ultima perioadă l-au epuizat. Oameni buni, sunt bine, am doar puțin probleme cu vocea, care în continuare fac tratamentul, ce o să-mi revin și vă anunț eu neapărat când o să fie și voi reveni pe scenă, iar celălalt care a spus că am altceva, nu doresc nici măcar să vă spun să fie pe capul vostru, nici asta nu o să vă spun. Ei bine, aceasta este varianta lui Florin Salam, dar surse din anturajul acestuia spun altceva. Apropiații manelistului susțin că tratamentul este de fapt unul de vindecare a unor dependențe. Da, da, ați auzit bine. Se pare că ar fi vorba despre o clinică dedicată împătimiților jocurilor de noroc. Mereu am probleme, plec și m-am prunut, ia bancul dobândă la cazino. Nu e prima dată când Florin Salam are probleme din cauza jocurilor de noroc. Recent s-au vehiculat sume colosale pe care acesta le-ar fi pierdut în casino, sume de ordinul sutelor de mii de euro. Însă cea mai mare aroganță a manelistului a fost în 2016, când a jucat mai bine de 1,5 milioane de euro într-o singură noapte. Pierdea? Da, pierdea. Sume mari. Ca ce înseamnă sume mari? Pe data a pierdut cam 1,000,000 de euro. Într-o noapte? Într-o noapte, da, într-o singură noapte. Venea cu banii ăștia la el? Nu, tot timpul împrumuta cineva. Deși este unul dintre cei mai bine plătiți artiști din România, Florin Salam dorește din ce în ce mai mult din punct de vedere financiar și profită de faptul că e norocos ca să facă bani. Într-o seară ar fi plecat acasă cu mai bine de 700 de mii de euro. Știți foarte bine că sunt cel mai scump artist din România. Și nu-mi convine să iau banii de la oameni atunci când nu pot să cânt. Oameni buni, sunt bine, vă anunț cât de curând când voi reveni pe scenă.